Și-a pierdut soția și copilul în incendiu, dar nu și-a pierdut speranța și bine a făcut. Vorbesc despre cazul familiei din comuna Ciprian Porumbescu, din Suceava. E vorba despre familia Baciu. Ei bine, s-a întâmplat încă o minune pentru el, pentru domnul Angel, pentru domnul, cum îl cheamă? Baciu, domnul Baciu. E bine, Gigi Becali a donat astăzi 5.000 de euro pentru tatăl biciuit de soartă, Aurel Baciu și cei doi copii ai săi, Bianca și Gabriel, pot să zâmbească acum, sigur, așa cum va fi viața pentru ei de acum încolo, dar au un sprijin. Aurel Baciu, bărbatul care și-a pierdut soția și un copil în flăcările care i-au distrus casa, a primit 5.000 de euro de la Gigi Becali. Dați 5.000 de euro de la Gigi Becali. Mulțumim frumos lui Gigi Becali pentru că a fost alături de noi și ne-a ajutat. De azi înainte, bărbatul care a rămas cu doi copii o să poată să-i crească pe cei mici în condiții foarte bune, pentru că oamenii cu suflet mare l-au ajutat. În contul său, până la ora 14, au intrat 98.000 de lei.